Astăzi o să vă vorbesc despre ațe și anume niște particularități pe care mulți dintre noi nu le bagă în seamă. Am făcut o postare zilele acestea pe Facebook și cineva, în într-un comentariu, a spus că sunt mașini care funcționează și cu ațe produse în China foarte bine. Eu vreau să vă trag atenția asupra unor aspecte despre care am mai vorbit, dar este bine ca din când în când să le reamintesc. Dacă mașina merge bine cu o ață produsă în China, oriunde vreți voi, o ață mai ieftină, pentru că asta este principalul motiv pentru care cauți alternative la ața aceasta pe care noi o recomandăm și cu care lucrăm, respectiv Madeira Isacord și mai este și Gunoldu cu care noi nu am lucrat, dar care are niște referințe bune. Sunt pe piață tot felul de ațe, producție china, producția Turcia și așa mai departe. În afară de faptul că mașina merge bine, broderia să spunem că iese bine, noi trebuie să mai avem grijă la anumite aspecte legate de aceste ațe. În primul rând, lucrul care ne afectează direct este temperatura de spălare. Voi dacă cumpărați ața din diverse magazine, știu eu, se mai găsesc prin piețe, în funcție de zonă, pe la târguri și așa mai departe, nu, o să, nu vă pune nimeni la dispoziție o documentație despre această ață. Și ceea ce spuneam că ne afectează direct este temperatura de spălare. Și o să vă dau aici niște exemple. Deci, noi folosim ața de la Madeira Polineon, așa arată cartela. Pe cartela de ață, dar din câte ține minte și pe cutie, avem aici temperatură de spălare 95 de grade. Deci se poate ajunge, aduce aproape la Fierbele. Mulți o să spună, ok, dar toată ața de poliester e așa. Bun, și acum o să vă arăt o ață produsă în China, care se cheamă Maraton și care era distribuită de cineva din România, cred că încă mai este distribuită. Și ne uităm aici la instrucțiuni de spălare, da? tot 95 de grade Celsius. Și acum o să vă arăt ață de poliester, tot din China, de la altă marcă, da? ață de poliester de brodat, așa. Și aici avem temperatură de spălare, 40 de grade. Se vede, da? Este o foarte mare diferență între 40 și 95 de grade. Și am avut cazuri în care am mai spus-o, am brodat pentru cineva, el a făcut niște cusături cu o ață din asta mai ieftină, a spălat produsele pentru că a vrut să vadă bumbac cât intră la apă și să îi dea la mărim când le croiește și le coase și a ieșit culoarea din ață. Mulți dintre voi nu vă puneți problema asta și nu spălați produsele. Le spală clientul și atunci vede că i-a ieșit culoarea din ață dacă folosește temperatură mai mare de 40 de grade. Deci asta este un aspect care ne influențează direct și clientul fie vine cu produsul înapoi și atunci începe o mică dispută Tu că n-ai spălat corect, el că n-a știu cum să spală și nici tu n-ai știu să-i spui cum să speli Pentru că nu e această fișă tehnică așa Și de aici apar probleme pierdeți clienți. O problemă mai gravă care poate apărea este legată de substanțele care se folosesc la fabricarea aței și la fabricarea inserțiilor. Mulți dintre voi lucrați produse pentru nou născuți, da? Trusourile de botez, tricouașe, badiuri personalizate și așa mai departe. Aveți mare grijă pentru că multe dintre ațele astea aftermarket, să le spunem, adică care nu sunt de brand, în procesul de fabricație să folosesc produse chimice care pot irita pielea sau pot chiar provoca anumite boli de piele, mai ales nou-născuților. Produsele care nu conțin aceste substanțe chimice care pot genera boli de piele sau alte afecțiuni au niște certificate care se cheamă Ecotex. Așa și o să vă citesc în ce constă. Ce înseamnă acest certificat Ecotex? Deci Ecotex, clasa 1, înseamnă așa, garantează faptul că produsele sunt prelucrate fără substanțe chimice dăunătoare și în conformitate cu un proces de fabricație strict controlat și transparent. Clasa 1 I indică faptul că are nivelul cel mai înalt de strictețe și cuprinde articole pentru bebeluși și copii în vârstă de până la 3 ani, lenjerie de corp, colanți, îmbrăcăminte, articole din frotir, etc. Deci trebuie avut mare grijă la asta și o să vă arăt cum arată un certificat Ecotex. Acesta este certificatul Ecotex, care ne-a fost pus la dispoziție de Aman, care produce ața de brodat. Da? Deci vedem că are certificat Ecotex standard 100 cu semnătură, cu tot și aici sunt trecute toate caracteristicile. Și de unde știm dacă există aceste certificate Ecotex? Fie le cerem de la distribuitor. Eu am avut... Clienți externi care mi-au cerut, n-au acceptat să lucreze cu noi până nu le-am prezentat certificate Ecotex de la producătorul de inserție și de la producătorul de ață. Parteneri externi fac niște analize de laborator ale produselor lor și dacă pică aceste analize, aceste audituri, ei nu-și pot desface produsele. Știu că la cei mai mulți dintre voi nu este cazul, dar faptul că există riscul ca aceste produse să aducă daune celui care le îmbracă, eu zic că ar trebui să vă ridice un serios semn de întrebare. Cartele de ață vedem aici certificatul Ecotex standard 100. Da? Aici avem Madeira, Isacordu, are la fel. Pe catalogul de inserție da? apare aici Ecotex standard 100. Da? Dacă nu aveți, cereți eventual de la producător. Mai de mult se chema Confidence in Textil. Nu știu dacă Confidence in Textil are același grad de siguranță cum are Ecotexul. Uitați și pe cartela de maraton, asta este tot o cartelă veche, ca și asta de Madeira clasic. avem acest Confidence in Textil. Pe când la celelalte cartele, nu apare nicăieri, aici doar zice că produsele lor sunt folosite din materiale de înaltă calitate, nu sunt cancerigene conțin nu știu ce, dar ei nu au obținut un asemenea certificat, da? nu apare pe nicăieri. Neavând un asemenea certificat, există riscul să avem probleme în zona asta. Și o altă problemă pe care vreau eu să vă ridic este legată de partea ecologică, da? partea legată de mediu. Am avut situații în care clientul, clientul mi-a cerut să lucreze cu materiale naturale. I-am explicat că în materie de ațe, nici viscoza, nici poliesterul nu sunt fibre naturale. Sunt fibre sintetice. Fibrele naturale sunt bumbac. Acum, el a spus că nu dorește bumbac, dorește o ață lucioasă. Și i-am spus, există ață, tot din poliester, dar care este prietenoasă cu mediul la modul că este reciclată. Este făcută din produse reciclate, este făcută din peturi. Este produsul Polineon Green. Da? Așa, care este făcut din peturi reciclabile. Aici arată procesul, și avem aici câteva culori de ață, nu foarte multe. La fel aici avem Ecotex, 100% reciclabil, și aici sunt codurile de ață. Această ață de la Madeira o recunoaștem ușor pentru că conul pe care este înfășurată are o culoare alb către verde, alb-verzui. Ei, am avut și situația asta. Și mai este încă un aspect legat tot de calitatea ațelor. În ațele de top la brandurile cele mai cunoscute, avem siguranța păstrării nuanței de culoare indiferent dacă din lot provine conul nostru de ață. Un alt standard mai nou care a fost introdus în această industrie textilă este eticheta Pro sau Pro Label. Asta înseamnă că produsul respectiv poate fi supus la spălări industriale. Asta în funcție de clientul pe care voi îl aveți, de produsul pe care îl faceți, acel produs poate să meargă la o spălătorie din asta chimică sau industrială. Dacă vorbim despre hoteluri, restaurante care își duc fețele de masă, ceașafurile, prosoapele la spălătorii chimice, este foarte bine dacă ați folosi o ață cu acest pro label. Și am aici certificatul pro tot la Aman, și vedeți cum arată și acest simbol, da? pe care, dacă îl vedeți pe cartelele de ață, înseamnă că această, acea ață este sigură, chiar dacă produsul respectiv este supus unor spălări industriale. Sfatul meu este să fiți mult mai atenți la materialele pe care le folosiți, pentru că se, pot, se poate ajunge la, la probleme și se poate ajunge la probleme destul de grave. Eu știu că toată lumea tinde să. Folosească produsele cu prețul cel mai bun. Dacă broderia iese bine, dacă mașina merge bine, folosim produsele cele mai ieftine să ne maximizăm profiturile. Dar, în funcție de produsul pe care îl facem, cui se adresează acel produs, cine îmbracă acel produs, ce se întâmplă cu acel produs după ce noi îl livrăm la client, trebuie să ne alegem materialele corespunzătoare. Și în zone de astea sensibile, precum hainele de bebeluș și nu numai, sfatul meu este să folosiți ațe de calitate, inserții de calitate ca să fiți siguri că nu există alte consecințe după ce acel produs este îmbrăcat sau este spălat. Atât pentru astăzi din partea mea. Sper că a fost de interes ceea ce v-am prezentat astăzi. Până data viitoare, spor la treabă!